Naționala Moldovei a obținut victorie în cel de-al doilea meci de verificare disputat în Turcia. Naționala noastră a dispus de exotica națională din insulele Caiman. Echipa antrenată de Sergei Kleșcenco a trecut cu scorul de 4 la 0. Damașcan și Ioniți au marcat în prima parte a meciului, iar Nicolaescu și Bogaciuc au stabilit scorul final după reușitele din mitanul secund. Este de remarcat că fundașul Crăciun a ratat un penalti pe final de partidă. Anterior, tot în cadrul cantonamentului din Turcia, Naționala Moldovea a remizat cu Macedonia de Nord 1 la 1, golul echipei noastre fiind marcat de Vitalie Damașcan. Cu reușita din meciul cu insulele Caiman, Ion Nicolaescu a ajuns la 15-a reușită în tricoul naționalei, fiind golgheterul all-time al primei reprezentative. Cantonamentul din Turcia a fost prima etapă de pregătire naționale pentru Liga Națiunilor 2024-25. Reprezentativa Moldovei va debuta pe 7 septembrie la Chișinău, cu naționala Maltei. Moldova face parte din grupa de doi unde va avea ca adversare selecționatele Maltei și Andorei.